Passo numero 2 in alegerea unei afaceri cu Lucifer, după ce am ales specia Nux Aualun, este să alegem corect soiul de Nux sau de Alun. Am să încep cu alegerea soiurilor de Alun. Atunci când decizi să faci afaceri cu Alun, ai trei variante la nivel european astăzi, și anume de a merge pe trei soiuri extrem de cunoscute, și anume Tonda Gentile delle Langhe, un soi italian care provine din zona Piemont. Al doua variantă, Tonda Gentile Romana, care vine din zona Roma, a capitalei Italiei. Și a treia variantă, Tonda Gifoni, un alt soi tot din Italia, dintr-o zonă intermediară între Piemont și Roma. Acestea sunt cele trei opțiuni posibile. Iar sistemul de marketing la nivelul europei, imaginat de către Italia, datorită faptului că la ora actuală, la nivel mondial, jocul pe ciocolată și produse din alune îl realizează o fabrică numită Ferrero din Piemonte, din orașul Alba, Alba din Piemont. Ei bine, pe aceste trei soiuri se poate construi o afacere în materie de alun. Sunt și alte soiuri, dar sunt cele mai utilizate. Ultimele două soiuri, Tonda Romana și Tonda Gifone, le putem imagina pentru zone sudice. Putem vorbi de cultură în Italia, putem vorbi de cultură cu aceste două soiuri în Bulgaria, dar nu avem ce căuta cu ele în România, datorită faptului că sunt două soiuri extrem de sensibile la temperaturi scăzute. Ori, într-un context de schimbări climatice, cum este cel de astăzi, aceste soiuri nu vor rezista în România, sau chiar dacă într-un anumit an ar putea să producă, vor intra în alternanță de rodire, un an vor produce, un an sau doi nu vor produce, datorită faptului că vor pierde mugurii de rod și atunci, pomul intrând în alternanță de rodire, nu mai putem vorbi de o afacere. Soiul care îl putem recomanda pentru România, datorită temperaturilor scăzute, este Tonda Gentile delle Langhe, un soi din Piemont, și pe care cei de la Ferrero îl promovează astăzi în toate regiunile nordice ale lumii, mă refer la Rusia, Ucraina, Georgia, datorită rezistenței sale la temperaturi scăzute, în producție normală la minus 35, minus 38 de grade, nu are probleme în zonele nordice ale continentului eurasiatic, mă refer în special la Georgia, Rusia, Ucraina. Alegerea soiului Tonda Gentile delle Langhe, pe lângă rezistența la îngheț, la înghețuri târzii, are la bază și o orientare a afacerii către producția de ciocolată de lux, în condițiile în care, datorită unui conținut ridicat în uleiuri, este singurul soi din cele trei pe care Ferrero îl utilizează pentru produsele lor de lux. Mă refer la cremă de alune, adică ceea ce noi cunoaștem sub denumirea de Nutella, marca unei anumite unități europene, sau tot ce înseamnă produse de ciocolată de lux, celebru torone și alte specialități din zona de lux. În varianta în care se alege un soi ca și Gifone sau Romana, să zicem, pentru țări sudice, vorbim de o piață la 3 euro pe kilogram, o piață mondială în medie, în timp ce vorbim la Tonda Gentile delle Langhe, soiul piemontez, de 5,5 până la 6 euro pe kilogram, datorită faptului că se folosește pentru un alt tip de piață, piața de lux. Iar în vremuri de criză, singura piață care nu suferă este piața de lux, în timp ce tot ce înseamnă piața ordinară are probleme mari de a se dezvolta. În varianta în care alegem soiurile de nuc, avem două variante posibile: varianta de a alege soiuri românești și varianta de a alege soiuri străine. S-a creat o isterie, putem spune, pe internet legată de utilizarea de soiuri străine, care intră pe rod în anul 3 sau 4. Este bine de precizat că aceste soiuri din Ungaria sau din Franța au probleme majore de rezistență la frig. Cele franțuzești pierd practic mugurii de rod în anul 4, anul 5, când încep să-i formeze, și nu vă recomandăm utilizarea de soiuri neverificate timp de 50 de ani, 100 de ani în România. Vă recomandăm să mergeți pe soiuri românești,
chiar dacă nu sunt la fel de productive ca și cele străine, au un conținut nutrițional extrem de important, cerut pe piața europeană și atunci pentru aceste elemente nutriționale vă recomandăm să mergeți pe un soi românesc, fie că vorbim de soi produse la Giurgiu, cum ar fi Giurgiu 65, fie că mergem pe soi produse în România la Târgu Jiu, vorbim de Șușița, fie că mergem pe cele create la ICDP Pitești Mărăcineni, cum ar fi soiul Jupânești sau cele care sunt create la Iași, Miroslava, Velnița, Ovidiu, Anica. Vorbim de creații românești, verificate timp de minim 100 de ani în România, care nu intră în alternanță de rodire, adică să producă un an da și un an ba, și atunci este extrem de important pentru afacere să producă în fiecare an și acel produs să poată fi certificat în agricultură ecologică foarte ușor, pentru că aceste soiuri au o rezistență genetică la boli și dăunători și astfel putem să le creștem valoarea adăugată, adăugând un preț important în final la afacerea noastră.